Salut, sunt Ioana Mașca, iar astăzi vom vorbi despre patru latere, paralelogram, dreptunghi, pătrat și romb. Să ne apucăm de treabă. Leonardo da Vinci, în viziunea lui universală asupra lucrurilor, lega arhitectura de corpul omenesc. A remarcat că trupul omenesc are proporții vizibile, un concept care l-a exprimat prin vestitul desen al omului din Vitruvius, datând din 1487. Despre asta, Leonardo scria: între componentele unui templu trebuie să fie cea mai mare armonie în relațiile simetrice dintre diferite părți și mărimea întregului. Și apoi, evident, în corpul omenesc, partea principală este ombilicul. Pentru că dacă un om este așezat culcat pe spate, cu brațele și picioarele întinse și un compas este fixat pe ombilicul lui, degetele de la mâini și de la picioare vor atinge circumferința cercului descris de acest compas. Și după cum un trup omenesc se poate înscrie într-un contur circular, tot așa se poate înscrie și un pătrat. Poate, asta este cea mai clară exemplificare a pătratului. Personaje din tratatul lui Francesco di Giorgio sunt din nou încadrate în pătrate, dreptunghiuri, romburi, iar designul unui castel seamănă foarte mult cu designul unui cu un trapez. Este un trapez și vom reveni un pic asupra lui într-o lecție viitoare. Cu siguranță, măcar o dată, am contemplat și am admirat omul vitruvian, celebrul desen al lui Leonardo da Vinci, realizat în anul 1490, după cum aflăm de pe Wikipedia. Este însoțit de notițe bazate pe lucrările arhitectului Vitruviu. Desenele în cerneală pe hârtie, desenul desenat în cerneală pe hârtie, zugrăvește un om în două poziții. Cu brațele și picioarele despărțite, înscris într-un cerc și într-un pătrat. Desenele și textul sunt uneori denumite canoanele proporțiilor sau rareori proporțiile omului. Este păstrat în Veneția, la muzeu și este expus publicului doar ocazional. Desenul este bazat pe corelațiile dintre proporțiile umane ideale și geometrie, descrisă de arhitectul roman Vitruviu în cartea sa a treia de arhitectură. Vitruviu a descris corpul uman ca fiind sursa principală de proporții din cadrul ordinelor clasice ale arhitecturii. El a determinat că trupul ideal ar trebui să aibă înălțimea de 8 capete. Desenul lui Leonardo este numit omul din Vitruviu în cinstea arhitectului. Deosebit de mândri am fost uneori când am privit geometria sacră a strămoșilor noștri daci. Templul de la cetatea de la San Misegetuza ilustrează perfect pătrate și dreptunghiuri. Avem aici, de pe Wikipedia, câteva exemple de patru latere. Pătratul, dreptunghiul, rombul, paralelogramul, smerul sau patrulaterul ortodiagonal, trapezul. Acestea sunt figuri convexe, pe când celelalte sunt figuri concave. Ce înseamnă că sunt figuri convexe? Unind oricare dintre punctele din interior, segmentul care le unește se află în interiorul figurii geometrice. Acestea sunt figuri concave, tehnica face ce vrea ea, unind două puncte din interior, segmentul nu este întotdeauna cuprins în interiorul figurii. Figurile convexe și figurile concave. Trecem la mate. Pe laturile unui paralelogram ca bază se construiesc în afară triunghiile echilaterale. Să se arate că vârfurile acestor triunghiuri, diferite de vârfurile paralelogramului, sunt vârfurile unui paralelogram. Haideți să demonstrăm. Deci, pe laturile unui paralelogram ca bază, se construiesc în exterior triunghiuri echilaterale. Da, tehnica face ce vrea.
ne sabotează. Vom încerca să mergem într-un alt slide. Poate reușim acolo. Paralelogramul și triunghiurile echilaterale. Să fim puțin atenți. Aici nu avem colinearitate. Dreptele nu sunt în prelungire, doar s-a potrivit pe figura noastră. Și vom nota AB, CD, paralelogramul inițial. P, Q, M și N, vârfurile triunghiurilor echilaterale din exterior. Pentru că triunghiul duce în diagonalele și vrem să arătăm că PQ, MN este un paralelogram. Vom avea triunghiurile POD și BOM congruente. Din astea aflăm că PO, unde O este intersecția diagonalelor, este congruent, segmentul PO este congruent cu segmentul OM. Iar segmentul OD este congruent cu segmentul OB. Prin urmare, PM-ul trece prin mijlocul segmentului BD. Apoi, avem triunghiul QOB congruent cu triunghiul DOM. De aici ne rezultă segmentele QO și OM congruente. Prin urmare, O va fi mijlocul segmentului QM. Astfel, în patrulaterul PN, M, Q, diagonalele QM și PM au același mijloc. Iar dacă într-un patrulater diagonalele se înjumătățesc, rezultă că figura noastră PN MQ este paralelogram. Ceea ce trebuia să demonstrăm. Să ne întoarcem la a doua problemă. Din punctul O, de intersecția diagonalelor unui romb, se duc perpendiculare pe laturile rombului. Să se arate că picioarele acestor perpendiculare sunt vârfurile unui dreptunghi. Să trecem la treabă. Construim rombul, figura geometrică cu diagonalele perpendiculare. Și laturile paralele și congruente. Paralele două câte două și congruente toate. Îi notăm ABCD și din punctul O
ducem perpendiculare pe laturile rombului. Pe latura AB și o notăm cu M și pe latura CD și o notăm cu P. Pentru că sunt perpendiculare pe două drepte paralele, segmentele OM și OP sunt în prelungire. Deci punctele MOP sunt coliniare. La fel, perpendiculară din OPBC, ON, și din OPAD, OP. La fel și ele coliniare. Vom avea triunghiul MOB congruent cu triunghiul DOP, DOP, așa, și de aici, conform cazului ipotenuză catetă, tehnica ne sabotează, dar noi nu ne supărăm, ne rezultă că MO, segmentul MO, este congruent cu segmentul OP. Analog, vom demonstra că NO este congruent cu OQ. Prin urmare, patrulaterul nostru MQPN, patrulaterul MQPN este paralelogram. De ce? Paralelogramul, patrulaterul cu diagonalele care se înjumătățesc. Acum, pentru că triunghiul BMO congruent cu triunghiul QOD ne rezultă că MO este congruent cu OQ, iar MP congruent cu NQ. Prin urmare, diagonalele paralelogramului sunt congruente. Paralelogramul cu diagonalele congruente se numește dreptunghi. Deci, MQ PN este dreptunghi. Cea de-a treia problemă. Pe laturile unui romb se construiesc în exterior pătrate. Arătați că centrele acestor pătrate sunt vârfurile unui alt pătrat. Se demonstrează asemănător și vă rămâne vouă ca temă. Ne oprim aici.